Horoscop zilnic. Horoscopul zilei, Berbec. Dacă ți-ai acceptat prea multe responsabilități la locul de muncă, s-ar putea ca acest lucru să vă strice planurile din viitorul apropiat. De asemenea, trebuie să fiți conștienți că aglomerarea de sarcini provoacă, în mod clar, stres maxim. Nu veți reacționa pozitiv la critici, deși majoritatea persoanelor preferă să stea departe de aceste situații. S-ar putea ca voi să beneficiați de pe urma sfaturilor. Se vor înregistra dificultăți în relațiile cu familia sau prietenii, în special dacă ați fost mai irascibil în ultima vreme. Astăzi s-ar putea să se ivească oportunitatea unei călătorii pe care nu aveți în plan. Nu refuzați doar pentru că nu sunteți obișnuiți cu spontaneitatea, deoarece ați putea beneficia de pe urma ei. Horoscopul zilei, Taur. Dacă cineva apropiat vă dă motive de îngrijorare, încercați să vă exprimați dorința de a ajuta într-un mod cât mai calm, altfel riscați să vă îndepărtați de persoana vizată și să rămâneți doar cu grijă. Nu mai evitați situațiile de la locul de muncă ce ar putea prezenta noi provocări. Acesta este singurul mod prin care puteți să vă faceți remarcați, iar încrederea în propriile aptitudini îi va determina și pe ceilalți să apeleze la voi. Se anunță o perioadă nesigură în viața de cuplu. Cel mai bine ar fi să fiți cât mai sinceri și să acceptați mai ușor un compromis. Va trebui să încercați să vă înțelegeți partenerul și să nu-l sufocați cu susținerea propriilor voastre dorințe. Horoscopul zilei, Gemeni. S-ar putea ca astăzi să se ivească oportunitatea potrivită pentru a contacta un prieten vechi, ceea ce vă va bine dispune întreaga săptămână. Nu vă aruncați asupra proiectelor care vi se arată în cale, fără a verifica compatibilitatea între aptitudinile voastre și cerințele acestuia, chiar dacă sunteți dornici să vă afirmați în carieră o asumare negândită a unor responsabilități cărora nu le veți putea face față în a avea mod clar efecte negative. Conflictele cu un membru mai tânăr al familiei, chiar dacă aveți impresia că știți mereu ceea ce este mai bine pentru cineva cu mai puțină experiență, s-ar putea ca unele situații să aibă nevoie de o nouă perspectivă. Învățați să ascultați și să fiți mai răbdători. Horoscopul zilei, Rac. Dacă vă faceți griji pentru situația financiară, s-ar putea ca astăzi să vă bucurați de o mărire de salariu sau de o sumă de bani în plus, venită pe neașteptate. Învățați să faceți economii pentru că vă vor fi folositoare în perioade mai puțin productive. Apelați la ajutorul colegilor de la locul de muncă cu încredere. Este oportunitatea perfectă pentru a vă apropia de aceștia și pentru a petrece mai mult timp împreună. Și relația cu partenerul s-ar putea să aibă nevoie de aceeași atenție, în special dacă ați fost amândoi ocupați în ultima vreme. S-ar putea să vă bucurați de sentimentul unui lucru bine făcut în curând. Deci nu renunțați la proiectele care se dovedesc a fi dificile. Horoscopul zilei, Leu. S-ar putea să vă simțiți intimidați de o decizie pe viitor pe care trebuie să o luați într-un timp prea scurt. Deși veți fi tentați să apelați la instinctul vostru, încercați să cereți și o a doua părere. Este posibil să suferiți de o sensibilitate acută la nivelul dinților sau ochilor, așa că ar fi bine să aveți calmante la îndemână. Nu vă aruncați în orice conflict din familie. Uneori cea mai bună soluție este să evitați astfel de situații și să alegeți alte subiecte de discuție. S-ar putea ca un prieten bun să vă ceară o favoare, însă nu vă aflați tocmai într-o situație care vă permite să îl ajutați. Dacă este nevoie să îl refuzați, încercați să o faceți într-un mod cât mai diplomat. Horoscopul zilei, Fecioară. Se anunță un conflict puternic la locul de muncă care ar putea să vă pună în pericol slujba. Acționați prompt și cu diplomație. S-ar putea să fiți puși în situația în care trebuie să alegeți între viitorul vostru și o relație de prietenie cu un coleg. Dacă așteptați o sumă importantă de bani, s-ar putea să fiți dezamăgiți, însă nu pentru mult timp. De aceea fiți foarte atenți atunci când cheltuiți bani și veți trece peste această situație cu succes. Mare atenție atunci când ieșiți în oraș să mâncați, stomacul vostru va fi mai sensibil decât de obicei, așa că optați pentru restaurantele cunoscute sau felurile de mâncare ce vă priesc. Horoscopul zilei, Balanță. Deși aveți încredere în aptitudinile voastre, s-ar putea ca lipsa unui plan să vă afecteze următorul proiect. Cu cât veți fi mai metodici, cu atât veți avea mai mult de câștigat. Încercați să fiți mai atenți și să vă ocupați de cele mai importante detalii, chiar dacă sunteți obișnuiți să priviți doar imaginea de ansamblu. Dacă v-ați oferit să ajutați pe cineva drag, s-ar putea ca acest lucru să dureze cât mai mult timp decât vă așteptați și să vă pună în dificultate. Nu disperați dacă o problemă veche de sănătate vă dă bătăi de cap. Tot ce trebuie să faceți este să urmați un alt tratament cu mai multă atenție și să respectați perioada de recuperare. Horoscopul zilei, Scorpion. S-ar putea să treceți printr-o perioadă dificilă despre care cei dragi nu au aflat încă. Dacă vă supără cuvintele cuiva sau atitudinea acestuia, încercați să țineți cont de faptul că situația voastră nu este încă știută. Se anunță probleme și în ceea ce privește partenerul, care s-ar putea să vă critique anumite alegeri. Nu lăsați acest lucru să vă amenințe relația și încercați să fiți cât mai sinceri.
Dacă ați avut o problemă de sănătate pe care nu ați reușit să o rezolvați, s-ar putea că în următoarele zile să scăpați în sfârșit de aceasta. Fiți perseverenți și nu renunțați, chiar dacă respectarea indicațiilor medicului se dovedește a fi destul de dificilă. Astăzi încercați să fiți prudenți în trafic. Horoscopul zilei, Săgetător. Se anunță o schimbare în viața de cuplu, însă rămâne de văzut dacă aceasta va fi una pozitivă sau negativă. Dacă reușiți să comunicați cu partenerul, veți trece peste orice fel de situație cu succes. S-ar putea ca un prieten să aducă în discuție o greșeală pe care încercați să o dați uitării. Uneori este însă mai bine să lămuriți lucrurile decât să lăsați loc semnelor de întrebare. Nu vă alarmați dacă observați câteva kilograme în plus. O dietă irresponsabilă ar putea înrăutăți situația. Deci apelați la un specialist. Situația de la locul de muncă este nesigură, ceea ce înseamnă că și aspectul financiar al vieții voastre se va afla sub semnul întrebării. Horoscopul zilei, Capricorn. S-ar putea ca în această perioadă să găsiți o nouă sursă de inspirație care ar putea să vă îndrepte către o altă carieră, către o altă linie de acțiune care să vi se potrivească ceva mai bine. Este alegerea voastră dacă veți urma acest impuls sau dacă veți persista în ceea ce faceți. Veți avea nevoie de tărie, de caracter pentru a vă depăși temerile. Este posibil un conflict cu copiii care nu mai poate fi rezolvat cu promisiuni. Este nevoie de o discuție serioasă, însă arătați-vă înțelegători. O situație dificilă de la locul de muncă se va rezolva de la sine, însă ar trebui să vă analizați comportamentul pentru a evita un alt conflict asemănător. Nu ignorați niciun email pe care îl primiți astăzi, deoarece vă așteaptă vești bune. Horoscopul zilei, Vărsător. Dacă încercați să formulați un plan din ceea ce mai complex, ar putea să vă pierdeți șansa la o oportunitate inedită. Încercați să nu vă oferiți sfatul atunci când persoana respectivă nu îl cere sau se arată din ce în ce mai irascibil atunci când vă dați cu părerea. În viața de cuplu s-ar putea să vă confruntați cu probleme financiare, însă vinovatul este mai degrabă partenerul. Deși soluția presupune un eventual conflict, va fi nevoie de intervenția voastră la un moment dat. Dacă doriți să dezamorsați situația fără prea multe repercursiuni, va fi nevoie să apelați la compromis. S-ar putea să vă faceți planuri cu un prieten cu care nu ați mai vorbit de mult timp. Horoscopul zilei, Pești. S-ar putea să vă găsiți un aliat la care nu vă așteptați. La locul de muncă, cel mai probabil un superior care este conștient de aptitudinile voastre. În familie s-ar putea să aveți motiv pentru a sărbători, ceea ce va fi oportunitate perfectă pentru a vă relaxa și pentru a interacționa mai mult cu cei dragi. Nu vă lăsați influențați de pesimismul persoanelor negativiste din jurul vostru, în special dacă ați ales să faceți o schimbare importantă. Chiar dacă acest proiect nu va fi un succes, experiența vă va ajuta mai târziu. Mare atenție atunci când folosiți obiecte ascuțite. Nu reparați obiectele casnice dacă nu vă pricepeți. Horoscopul zilei de azi.